Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Vă invit să încheiem săptămâna cu o trecere în revista principalelor subiecte ale ultimelor zile. Autoritatea de supraveghere financiară a prezentat săptămâna aceasta bilanțul activității din ultimele șase luni, precum și direcțiile strategice pentru 2015. Acțiunile ASF au vizat cu prioritate aspecte care privesc stabilizarea pieței asigurărilor, creșterea și fluidizarea pieței de capital, consolidarea pieței pensiilor private și transformarea institu instituțională a ASF. În cadrul programului strategic pentru 2015, autoritatea a stabilit cele mai importante direcții de acțiune, care vizează atât măsuri specifice fiecarei piețe, precum și un set de politici comune, cu scopul de a transforma și îmbunătăți piețele financiare supravegheate de ASF, sporind calitatea. A serviciilor și gradul de încredere a consumatorilor de servicii financiare. Nivelul de încredere al consumatorilor în companiile de asigurări la nivel global a coborât la 70% față de 82% în bănci, fiind în mare parte datorat interacțiunii scăzute dintre asigurători și clienții lor. Conform ediției 2014 a studiului Ernst Young, consumatorii indică faptul că își doresc o comunicare mai frecventă, mai valoroasă și mai personalizată față de situația din prezent în care doar câțiva asigurători fac acest lucru. Datele preliminare aferente pieței de asigurări din România, centralizate de Insurance Profile, indică un volum de prime brute subscrise de circa 5,9 miliarde de lei la finalul lunii septembrie, în scădere cu 5,8% față de primele trei trimestre ale anului 2013. Segmentul de asigurări de viață s-a diminuat cu circa 6,3%, în vreme ce asigurările generale au înregistrat o scădere de 5,6% față de trimestrul 3 din 2013. Anul viitor, ANG Asigurări de Viață își va schimba numele în NN, după un amplu proces de rebranding, a declarat Marius Popescu, directorul general al ANG Asigurări de Viață. În prima parte a acțiunii, compania va transmite faptul că va deveni NN, urmând ca apoi să comunice doar sub acest brand, lucru ce se va întâmpla după primul trimestru al anului 2015 brokerul de asigurări Grasavoa România și-a anunțat retragerea din UNSICAR. Anunțul Grasavoa, unul dintre membrii fondatori ai UNSICAR, vine după ce AON și Marsh au părăsit și ei această organizație, motivând că Uniunea nu mai răspunde intereselor și nevoilor brokerilor corporate. Mișcarea francezilor de la Grasavoa vine chiar înainte de adunarea generală a membrilor UNSICAR, care va avea loc pe 18 decembrie. Cu această ocazie va vor avea loc alegeri pentru Consiliul Director al Uniunii. Valentin Țucă, CEO al operațiunilor AON din România și Europa de sud est va părăsi compania începând cu 1 iunie 2015, conform unui comunicat al AON. Conducerea interimară va fi asigurată de Adriana Grecu începând cu 8 decembrie 2014. Ea este în prezent Chief Broking Officer în cadrul companiei. Acestea au fost ele la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți un weekend însorit.